представитель Национального центра по борьбе с коррупцией, мужчина. Тоже протестует. Бунадзива! Синди району Кахул, сату Зернеш, мрмес Григорий Тодосе. Протестез тим де о саптамине ин фаца прокуратури антикорупție, condusă de Veronica Dragalin. Deci ea a venit, a fost adusă în Republica Moldova să conducă cu procuratura anticorupție, adică să dea o pildă, că în Europa nu sunt oameni corupți. Dar ea singură, de comandă, plângerile mele adresate ei, să nu fie înregistrate și să nu fie examinate. În ce țară? Am avut audiențe recent cu dumneavoastră. În mod obraznic, rușinos, am fost mințit de dânsa. Rog Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor să ia măsuri cu ea. În ce privește neexaminarea plângilor și în ce privește neînregistrarea plângilor. Asta despre ce vorbește? Că ea a venit din Europa și de comandă procurorilor să nu fie examinate plângerile. Asta nu este o rușine că e conduce așa o instituție. Afară! Afară, drăgării! Afară!